Bine ne-am reîntâlnit la Centrul Cultural Pitești. În cadrul proiectului Viața merge înainte, într-o zi deosebită de vară, într-un cadru excepțional, astăzi îl avem ca invitat pe domnul profesor universitar, doctor în specializarea fizică, Ion Iorga Șiman. Tema de astăzi se numește Punctul haosului incertitudinii. Domnul profesor Iorga Șiman este adeptul interdisciplinarității, transdisciplinarității pe care le-a promovat prin scrieri și conferințe. Și-a extins studiile în domenii interdisciplinare, cum ar fi econofizica, sociofizica, psihologie cuantică, fizica stringurilor. A promovat econofizica în Universitatea din Pitești, împreună cu bunul său prieten și coleg, profesor universitar dr. Gheorghe Săvoiu, organizând împreună 10 ediții pentru simpozionul internațional anual EDEN al profesorilor și 5 ediții pentru simpozionul ARFIT destinat studenților de la Pitești. Lucrările acestor simpozioane au fost publicate în revista EDEN Online. Au scos împreună 10 numere din revista Exploratory Domains of Econophysics, revistă înregistrată cu ISSN. A publicat împreună cu Gheorghe Săvoiu numeroase lucrări în acest domeniu, lucrări apreciate în lumea științifică și recunoscute prin numărul de citări. Prezentarea de astăzi reprezintă una dintre preocupările dumnealui pentru modelarea unui sistem social care să aibă la bază educația spirituală. Domnul profesor universitar Iorga Șiman prezintă o lucrare deosebită, o asamblare pertinentă într-un mod simplu, direct, constructiv, despre certitudini și incertitudini, despre erori și alegeri. Încrederea de la care au pornit oamenii pasionați, oamenii de știință, vizionarii, care au inițiat un domeniu profund spre cercetare, s-a bazat pe revelații, ori posibilități concrete, pe încercări care au avut rostul lor în timp. Prea puține vise ale vizionarilor au rămas realizate în sfera utilului, a eficienței, progresului, traiului civilizat în favoarea locuitorilor planetei. Intervenția constantă sau presantă a celor care pun mai presus sistemul materialist a creat situații fără precedent. Din acest motiv, ne punem astăzi prea multe întrebări și cât mai mulți oameni înțelegem că alta este menirea noastră ca ființe evoluate și anume dezvoltarea sufletului. Această explorare atât de necesară în evoluția omului demonstrează că momentele de intersecție între vechea lume cu lumea nouă, precum este starea de pandemie decretată și din care am ieșit deprimați, sunt derutante pentru o parte din oameni. Analiza prin dimensiunea duală are și ea un rol, acela de a ne coordona deschiderea altor ochi frumoși, cei care ne înalță spiritual, conform inspirației divine dintr-un început. Responsabilitatea de a evolua, fie că este conștientă sau nu, este a tuturor oamenilor, indiferent de rasă, naționalitate, educație. Alternanța ordinii cu haosul are mai multe faze pe care le alegem rapid sau mai lent, faze care conduc spre colaps sau spre salvare. Conflictele, inegalitățile, degenerarea echilibrelor ecologice sunt stări ale societăților care se învârt în cerc, se învârt pe o roată din care pot ieși, totuși, conștient. Sunt stări induse prin diferite mijloace captivante și, desigur, acceptate fără atenția cuvenită de fiecare în parte. Chiar dacă unele societăți au ajuns la un grad avansat de civilizație la un moment dat, s-a interpus ceva sau cineva care a destabilizat și a condus spre un punct de haos. Foarte multe analize au rămas doar ca studii, nu am învățat din ele, iar speculațiile au denaturat adevărul divin. Direcția energiei libere este la îndemâna celor care acordă atenție spiritului, frumosului, iubirii, destinderii, atenției la valorile interioare. Nu este necesară încă o revoluție dacă avem o vibrație înaltă.
Revoluția care are loc este, de fapt, evoluția din noi și are ca rezultat schimbarea spre lumea iubirii, a înțelegerii, a compasiunii, a liniștii. Ne suntem folositori dacă ne ascultăm, dacă devenim buni ascultători, atenți, dacă rămânem calmi pentru a tolera punctele de vedere ale semenilor, dacă aducem argumente într-un mod pacifist, dacă ne manifestăm fără ego. Procesările din cererile pe care le lansăm se fac la termene diferite, dar au loc cu siguranță și uneori au loc brusc. Altfel, se pot produce revoluții interioare care depășesc vasul și dau pe din afară. Mintea umană poate să creeze atât iadul cât și paradisul, limitele sunt creații admise în acest univers. Împuternicirea omului pentru crearea unuia din universurile multiple se bazează pe credințe, culturi, ascensionări sau coborâri prin manifestări diferite. Credem sau nu, intuiția s-a dezvoltat progresiv cu tehnica și știința, iar minciunile spuse sunt depistate rapid. Cei care conduc temporar oamenii și nu spun adevărul au parte de un timp scurt de succes și de un număr mare de oameni care nu se conformează. Legea atracției funcționează. Conducerea indestructibilă, unitară, din om este eficientă prin simțire, compasiune, respect față de semeni, detașare față de materialitate. Acesta este și modelul pentru o societate închegată. Tot ceea ce este gândit, crescut, educat prin constrângere, va deveni dușmanul celui care a canalizat mersul printr-un astfel de portal. Liniștea este oglinda păcii interioare și se poate trece la etape în care conștiința își amintește despre ceea ce omul a dorit să deschidă chiar de la începutul vieții sale. Orice perturbare contrară păcii întoarce pașii, întoarce ochii și sufletele către gropi cu pământ dens. Tot ceea ce se plantează pe tera, fie că este copac, floare, gând frumos, zâmbet, tot ceea ce conduce spre colaborare din dragoste pentru ființe, este ecoul unit al sufletului planetar. Promisiunile făcute și neîndeplinite conduc la scenarii apocaliptice, într-atât este de mare și de rapidă puterea în zilele noastre. Faptele bune, exprimările sincere și planurile constructive puse în operă ne purifică, ne înalță și ne ajută să aflăm că există o viață frumoasă precum visele mărețe. Există oameni care materializează prin forțe creatoare. Fiecare om are astfel de capacități și întotdeauna are loc și timp pentru manifestări centrate, echilibrate, manierate, civilizate, înalte, vibraționale. Acum, planeta are mult mai mulți oameni treziți, uniți și luminoși. Cu fiecare cuvânt, devenim mai atenți la interiorul nostru, al planetei, care își ondulează, corectează existența. Cu fiecare detașare față de orice subiect, obiect sau acțiune, omul trece de punctul haosului, evoluează toroidal spre Creatorul Suprem, află despre energia primordială și își continuă explorarea. Fiecăruia ne este drag să fim alături de semenii noștri, la fel cum este drag domnului profesor Iorga Schimann, care a pregătit tema de astăzi ca pentru studenții dumnealui și pe care o vom asculta cu plăcere. Ființa noastră își cere drepturile ca om întreg și operează prin mijloace adecvate unei dezvoltări frumoase, armonioase, glorioase. Mulțumim tuturor celor care aleg și permit calea luminii și a iubirii. Tema pe care o expun acum este intitulată Punctul haosului, incertitudini. Această temă m-a preocupat încă din anul 2012 și am încercat să văd dacă ceea ce s-a expus în cartea profesorului Edwin Laszlo se adeverește de-a lungul timpului. Și de fiecare dată nu prindeam esența, nu găseam care ar fi punctul de care să mă leg, care este punctul haosului. Iată că evenimentul ăsta neplăcut, care a fost pandemia, și este în continuare pandemia,
poate fi considerat un punct al haosului. Dar să explic cele două cuvinte, punctul haosului și incertitudini din titlu. Orice sistem dinamic, în evoluția sa, respectă principiul de incertitudine. Iar punctul haosului este punctul la care ajunge sistemul atunci când evoluția sa, unii parametri din evoluția sa, devin irreversibili. Acesta este un model fizico-matematic care este la ora actuală cel mai uzitat și care, pe care se poate construi ceea ce s-a întâmplat până acum și ceea ce va urma după această pandemie. Aș începe cu un citat și anume că dacă secolul al XX-lea a fost secolul dezvoltării industriei al cercetării, secolul al XXI-lea nu poate fi decât secolul religiei, iar dacă nu este așa, atunci nu va mai fi. Secolul al XX-lea, sigur, a început sub auspiciile unor certitudini, dar s-a încheiat cu o certitudine tulburătoare. De ce? Pentru că în secolul XX a existat o pasiune nebună pentru dezvoltarea științei și tehnologiei, pasiune care a împiedicat capacitatea noastră de a realiza manipularea și controlul nostru împotriva mediului înconjurător. Deci, odată cu dezvoltarea științei și tehnologiei, am reușit să afectăm mediul înconjurător și, aș spune în continuare, și relațiile dintre oameni, care sunt foarte importante într-un sistem social. Iată, în această perioadă am fost mândri de propriile realizări intelectuale, am fost încrezători în posibilitățile noastre și am fost prea sigur că oamenii vor păși prin lume asemănătoare zeilor. Sunt destui oameni care în comportamentul lor se consideră mici zei. Iată deci că certitudinea cu care a început secolul 20 s-a destrămat lăsând locul incertitudinii. Și explic. Am vrut să construim industrie pentru a ușura munca omului, dar acesta și-a pierdut locul de muncă. Nu este rău că s-a construit industria, dar mai rău este că nu s-a corelat această dezvoltare a industriei cu locul de muncă al omului. Și aici era o problemă de finanțare activității și refinanțarea activității în industrie și refinanțarea activității omului care a rămas fără serviciu. Am vrut să construim mașini pentru a ne deplasa mai repede, dar am devenit mai sedentari. Așa este, nu mai coborând din mașină, toată ziua ne plimbăm de colo-colo, unde avem nevoie. Nevoie, evident. Am vrut să inventăm medicamente, dar am obținut otrăvuri. În loc să folosim ceea ce ne oferă natura, noi am încercat să fabricăm aceste medicamente industriale, care, evident, au mai multă otravă decât substanță bună. Am vrut să zburăm în cosmos, dar nu am rezolvat problema bolilor incurabile. Surprinzător am urmărit săptămâna trecută la televizor un reportaj, de fapt un film, despre programele Apollo și am rămas pur și simplu consternat de marea cheltuială care se face pentru cucerirea cosmosului. Mă întreb de ce. Am rezolvat problemele de pe Pământ? Îl căutăm pe Dumnezeu în cosmos? Nu, Dumnezeu este în noi.
este noi și noi nu știm să-l căutăm în noi. Deci, nu trebuie să răspund eu de ce zburăm în cosmos, dar mi se pare că se fac cheltuieli inutile, în vreme ce coronavirus, construită într-un laborator, tot așa cu cheltuieli foarte mari, a creat această problemă întregii omeniri. Și nu numai ea, au mai fost și alte situații și vor mai fi și altele pe viitor. Am construit metropole și am distrus natura. Așa este. Cartiere întregi, spații întregi, dacă ne uităm la televiziune, imagini din toate țările, au fost distruse locuri ale naturii și s-au construit cartiere deosebite. Am vrut să mâncăm, am vrut multă mâncare și am obținut o travă. De altfel, se vede clar câtă la sută din mâncarea care se găsește pe piață este naturală. Foarte, foarte puțină. Pentru că am dorit cantitate. Cantitate care, sigur, s-a făcut în dauna calității. Dezvoltarea culturii materiale a atins apogeul în secolul al nostru, în secolul al XX-lea, dar nu a ajutat la dezvoltarea gândirii noastre. Gândirea noastră a rămas o gândire materialistă. Sigur că aceasta fiind orientarea, din păcate, a celor două sisteme sociale care au evoluat în secolul 20, sistemul capitalist și sistemul comunist, ambele au avut la bază acest principiu al materialismului dialectic. Din cauza aceasta am alunecat în derivă spre catastrofe fără precedent. Am avut certitudini și ne-am ales cu incertitudini. Dacă e să analizăm incertitudinile în toate domeniile de activitate sau în diverse domenii, vom constata că le găsim peste tot. În artă, în știință, în economie, în sănătate, mediul înconjurător și multe altele care nu le mai spun. Ce trebuie să se întâmple? Trebuie ca știința să privească altfel lucrurile. Așa am spus, să pună ochelarii deoparte pe care i-a purtat în ultimii 200 de ani și să vadă lumea în alți termeni. E vorba de complexitate, ambiguitate și incertitudine. Complexitatea înseamnă analiza sistemului în integritatea sa, deci holistic, fără să fie firimițată și fără să se piardă legăturile dintre subsisteme. Ambiguitatea trebuie să luăm în calcul prezența simultană a mai multor sensuri care generează interpretări multiple. Noi nu am făcut acest lucru, deci în momentul în care analizăm un model social sau un model economic sau un model educațional, trebuie să urmărim acest aspect al ambiguității. Și cel de-al treilea termen, acela al incertitudinii, este foarte important pentru că, am zis, este un principiu de bază al sistemelor. În fizică, incertitudinea înseamnă posibilitatea de a determina cu precizie doi parametri în același timp ce măsoară o acțiune dinamică a sistemului dinamic. Această relație care exprimă matematic relația de incertitudine arată că o creștere masivă a unuia din parametrii duce la scăderea tot masivă a celui de-al doilea parametru, adică al doilea parametru poate să dispară. Ceea ce înseamnă că într-un sistem social, în momentul în care un element se dezvoltă foarte mult, evident aceasta se face în dauna unuia sau altor elemente ale sistemului și în felul acesta se produce dezechilibru sistemului.
Iată că vinovați suntem noi, cei care gândim lumea, cei care lucrăm în modelarea acestor probleme, pentru că lumea a fost foarte mult simplificată în aproape toate domeniile de cunoaștere. Pentru că a fost mai simplu să luăm modele, să simplificăm un sistem către un model cu mai puțini parametri, fără să ținem seama că acesta este afectat în rezultatul final. Și atunci, sigur că trebuie să facem un bilanț, să vedem. Să ne uităm la tot ce a fost făcut în lumea noastră pe care am trăit-o, la diferitele societăți, la noi înșine și să ne întrebăm încotro ne îndreptăm. Trebuie să cercetăm în sistemele noastre economice modul în care funcționează diferitele forme de guvernare, precum și diferitele moduri în care oamenii caută să se ajute pe alții. Vreau să precizez că în expunerea mea nu sunt partizanul unui partid sau altuia. Deci nu discutăm decât de lucruri științifice, de lucruri pe care știința le-a scos în evidență și care sunt clare și indiscutabile. Trebuie să vedem dacă structurile care au fost construite atunci când s-au dezvoltat cele sau format și s-au dezvoltat cele două sisteme sociale continuă să servească scopurilor pentru care au fost făcute. Dacă ele mai corespund spiritului de odinioară. Sigur că dacă citim cu atenție Capitalul lui Marx, vom vedea că societatea capitalistă era construită pentru oameni, pentru creșterea bunăstării oamenilor. Și cea cum socialistă la fel spunea, că este pentru bunăstarea oamenilor. Haideți să vedem acum dacă ceea ce societatea, care nu știu ca, cum să-i mai zic acum, este o societate care este pentru om. Și este ușor de văzut că spunem că se spune că este pentru oameni, în realitate interesele oamenilor sunt lăsate la margine. Și aici mă refer, dau două exemple foarte simple, e vorba de sănătate, educație și cultură. Deci toate acestea, prin modul în care sunt văzute de guverne, de toate guvernele care au fost în ultimii 30 de ani, au fost marginalizate față de alte structuri ale societății. Cum vom ieși din această situație? Vom ieși numai dacă mințile strălucite ale planetei, și discut azi clar, ale planetei, filozof, poeți, artiști, scriitori, politicieni și oameni de știință, mai ales oameni de știință, vor încerca să fie niște persoane responsabile și să gândească asupra acestor probleme. Dar nu numai ei, să nu uităm că responsabilitatea este și a fiecăruia dintre noi. Și aș vrea să, deși anticipez că n-am vorbit încă de coronavirus, responsabilitatea noastră în această perioadă era foarte importantă și cu toate acestea am constatat și s-a văzut transmisiile la televiziune și informațiile date că s-au încălcat multe din regulile impuse care erau pentru sănătatea oamenilor. Și atunci mă întreb cum au gândit cei care au creat voit focare în mijlocul oamenilor. Așa cum am spus, teoria haosului este o teorie, o modelare fizico-matematică a sistemelor fizice complexe și în modelarea respectivă rezultă că
Aceste sistemele, în evoluția lor, cuprind stabilitate, instabilitate, continuitate, discontinuitate, ordine și haos. Urmărind această teorie, s-a constatat că evoluția societății urmează un tipar care se manifestă în patru faze. Faza de regenerare, faza de acumulare, faza de decizie, punctul haosului, și aici punctul haosului este foarte important, că evoluția sistemului va fi, de la acest punct va fi către colaps sau evoluția va fi către salvare. Acest lucru va depinde de modul cum vom acționa noi în punctul haosului. Hai să explic un pic aceste patru faze. Faza de acumulare este faza în care tehnologia se dezvoltă foarte mult, se dezvoltă relațiile sociale, relațiile cu mediul, crește nivelul de trai al populației, societatea devine cât mai complexă, dar în același timp există și un impact foarte puternic asupra mediului social și natural. Faza de decizie sau fereastra de decizie constă în constrângerile la care este supusă ordinea socială și care pune în sub semnul întrebării anumite valori ale societății. Cum ar fi concepțiile despre lume, despre etică, despre și aspirațiile concrete. Această constrângere este produsă de către masele care au o flexibilitate și o creativitate foarte mare în această perioadă și care creează fluctuațiile și de care vor decide în continuare modul în care se va dezvolta societatea. Faza aceasta este faza în care trăim inițial. Este faza de instabilitate socială și ecologică și o numim fereastră de decizie. În acest moment nu putem ignora faptul că tendințele actuale evoluează către praguri critice, ne apropiem de un punct al haosului. Sistemele sociale și economice devin nesigure și tot mai sensibile la schimbări. Și această situație este generată de nivelurile ridicate ale constrângerilor, inclusiv terorism și război, conflicte din sfera politicului, vulnerabilitatea în zona economică, volatilitatea în zona financiară, agravarea problemelor de mediu. Punctul haosului este punctul pe care îl atinge societatea, sistemul, atunci când procesele critice, cele pe care le-am enunțat anterior, ajung la o fază ireversibilă. Iată un grafic al modului în care evoluează societatea. Întâi să vă arăt un alt grafic în care arată modul în care a evoluat de-a lungul timpului civilizația. Și după cum vedeți, iată, există paliere, salturi pe verticală, palier, sar pe verticală și așa mai departe. Sigur că aici este vorba de o evoluție a civilizației. Modelul poate fi făcut pe orice sistem pe care ni-l alegem. De exemplu, dispariția unor viețuitoare de-a lungul timpului se explică tocmai prin faptul că la punctul haosului n-a mai realizat saltul, ci s-a dus către distrugere, deci către dispariție. Revind la situația actuală, noi ne-am aflat aici, dar în ultimul timp fluctuațiile sunt foarte mari, ajungem într-un punct de inflexiune care este punctul haosului și din acest punct, după modul în care noi vom reacționa și vom acționa în viitor,
societatea ori se distruge, ori face un salt calitativ, ducându-se către o societate superioară. Când a început decăderea pe acea linie, pe acel parier? Păi în ziua în care știința a fost preferată spiritului, iar utilul preferat frumosului și iubirii. Și ne amintim foarte clar de la Descartes încoace că toată știința a avut la bază cultura materialistă. Spiritul a fost înlocuit. Dumnezeu, de la un simplu observator, a fost scos din toate calculele științei. Au rămas celebre unele discuții în care se punea problema care este rolul lui Dumnezeu în descoperirile științifice. Răspunsul a fost, nu a fost nevoie de această ipoteză. Un răspuns trist. Sigur că înlăturarea spiritului, și am zis aici, a frumosului și a iubirii, a însemnat o decădere a educației individului. Ce-i de făcut? Păi trebuie să revenim la ce am fost noi însuși. Trebuie să revenim la ceea ce suntem atunci când ne naștem. Când ne naștem cu toate informațiile pe care Dumnezeu le lasă, adică ne dă un spirit, un suflet, pe care, evident, când trecem în lumea în neant, merge acolo cu toată informația. Avem nevoie de o revoluție morală. O revoluție morală în toate revoluțiile care le-am enumerat lângă ea. În revoluția socială, în cea tehnică, în politică, în cea economică. Omenirea este poluată și moral. Din punct de vedere al moralității, sigur că se pune problema cine poate să rezolve această problemă. Poate să o rezolve religia? De-a lungul timpului a demonstrat că religia a avut tot atât de multe războaie, biserica, nu religia, a avut atât de multe războaie cum au avut și ceilalți. Deci moralitatea trebuie rezolvată ca o problemă majoră de educație. Iată că am atins punctul haosului, problemă care întotdeauna mi-am pus-o când m-am apucat de acest studiu. Cum ar arăta acest punct al haosului? Cum începe el? Că totuși trebuie să producă un dezastru mondial, să zic așa. Simplu, uitați ce simplu a fost. Coronavirus. Întreaga planetă se află într-un adevărat război. Într-un război cu totul și cu totul inedit. Inamicul este invizibil, face lucruri aproape imposibil de gestionat. Sigur că și aici, asupra acestui coronavirus, se poate discuta foarte mult. Nu este obiectul acestei expuneri. Dar eu m-am gândit la această problemă și a început să-mi fie frică. Acum este ceva nou pentru noi, ceva care nu ne-am întâlnit, nu am trăit până acum. Această pandemie a blocat toate societățile. Stăm în casă, ne anulăm concediile, schimbăm stilul de viață, renunțăm la planuri, ne gândim că poate nu vom mai avea slujbe, ne uităm cum se închid granițele, trăim cu frica că ne putem îmbolnăvi. Populația globului este în mare parte afectată de acest virus care a produs moarte. Din fericire,
procentul nu este chiar atât de mare raportat la populația globului, dar sigur că fiecare om care dispare în această pandemie este un păcat. În acest moment al pandemiei, foarte puține sectoare își desfășoară activitatea. Deci asta înseamnă că economia intră în criză, este o criză inevitabilă, urmează inflația, cu timpul economia se va schimba la toate nivelurile. Singura prioritate acum și la noi acum nu s-a terminat și trebuie să ținem cont că va mai dura, vorba poate de ani, să limităm expunerea la virus. Orice altceva sunt chestiuni secundare. Deci trebuie să avem grijă, în primul rând, de oameni. Să salvăm omenirea. Sigur că speranța moare ultima, sperăm ca nebunia să se termine, lumea să revină la normal, dar cu siguranță lumea nu va mai fi ce a fost înainte. Când se va termina, nimic nu va mai fi la fel. Și cum va trebui să fie? Ce ne rămâne de făcut? În primul rând să folosim informația, să căutăm soluții, să păstrăm ordinea și să ne pregătim de schimbare. Sigur că informația a funcționat. Uneori distorsionat, alteori sub anumite interese, dar informația trebuie să fie corectă. Suntem în punctul haosului. În funcție de cum vom gândi și vom acționa de aici încolo, vom evolua către colaps, așa cum am zis, sau către salvare. Trebuie să apară o schimbare în comportamentul personalului, al oamenilor. Oamenii trebuie să evite aglomerările, spațiile aglomerate. A devenit o nebunie ca lumea să se înghesuie, să meargă grămadă în același loc, să existe unul peste altul, să-și atingă mâinile, să salute, să îmbrățișeze. Deci aceste gesturi, aceste manifestări trebuie să fie scoase din comportamentul nostru. Nu pentru că avem această situație acum, dar pentru că se vor mai întâmpla alte situații și să fim pregătiți cu un astfel de comportament. Comunicarea să fie cât mai mult online. Sigur că asta nu înseamnă că ne retragem, că devenim, ne ascundem, că devenim necomunicativi. Din păcate, chiar la televizor cineva făcea remarca că în ultimul timp comunicarea între oameni a crescut mult mai mult decât în alte perioade, acum în această perioadă și prin sistemul ăsta online. Nu înseamnă că prin sistemul online ne separăm, ne izolăm, doar ne distanțăm și evităm acele situații de aglomerare. Asta nu înseamnă că nu trebuie să ne mai și întâlnim, dar nu exagerat. Trebuie să promovăm un nou tip de patriotism. Am uitat să respectăm oamenii. Este momentul să dăm o definiție a patriotismului. Este un act care ne protejează sănătatea și viețile în comunitate. Deci toți cei care practică astfel de acte trebuie să le mulțumim că se sacrifică pentru sănătatea noastră, pentru bunăstarea noastră, pentru existența noastră. Sigur, am dat niște exemple aici care sunt de actualitate. Vreau să vă dau, să-mi amintesc cu plăcere de
un gest pe care l-a făcut o tânără polițistă în perioada asta cu pandemia, când s-a transmis tot felul de imagini. O mașină oprită de polițista respectivă era ocupată de un medic, obosit, plictisit, se deta către casă. Polițista i-a cerut actele, a controlat, i-a dat înapoi, s-a tras în spate și a salutat. Adică i-a dat onorul medicului. Ceea ce este îmbucurător este că acest gest este gestul unui tânăr. Deci tineretul nostru știe să respecte valorile. Nu toți, dar sunt. Și aceștia trebuie să-i scoatem în față. Emisiunea, imagine la televizor, nu cred că au durat mai mult de o zi. Bătăile de la nu știu ce comună, de săptămâni întregi mi le transmite. Și iată că în loc să scot în evidență aceste calități a tinerei polițiste, care știu să respecte un om, ne facem că nu am văzut prea multe. Dar ăsta trebuie să fie comportamentul nostru. Ceea ce este extraordinar și a creat un șoc pentru noi în timpul pandemiei a fost că a spulberat toate modelele existente. De altfel ați văzut că nimic nu mai funcționează. Încercăm să le plombăm, să le lipim, să le reparăm, să le cârpim. Toate modelele politice, sociale, economice, culturale, cele de comunicare. Și atunci, sigur că este normal să se întâmple așa, pentru că nu ne-am definit sistemul economic, social, politic la nivel global. Eu nu am găsit nicăieri un material prin care să văd cum ar trebui să fie acest sistem. Și atunci modelele pe fiecare subsistem în parte nu le poți construi dacă n-ai sistemul general. Deci este momentul să creăm aceste modele. Cine creează aceste modele? Experții. Și este nevoie de experți. Avem experți. În țara noastră avem experți în lume care poate să creeze aceste modele? Eu zic că da. Eu zic că da, pentru că s-a arătat că oamenii știu să gândească și știu să muncească. Dar ce se întâmplă? Ceea ce experții au spus uneori, au fost ignorate atunci când respectivele informații au deranjat anumite persoane. Dar acum nu se mai poate întâmpla acest lucru. Vă dau un exemplu foarte simplu, în domeniul mediului. Un expert de mediu constată că o anumită clădire poluează sonor și că ea nu are de la mediu aprobare. Motiv pentru care clădirea trebuie să rezolve situația aceasta, dacă nu se rezolvă, înseamnă că trebuie închisă și nu poate funcționa. Evident că în momentul acela apar cei de lângă și încercă să ușamalizeze această treabă, că se vedeți că condițiile de poluare s-au schimbat, nu mai sunt valorile acestea, în lume s-au mărit și tot. Caută motive ca ceea ce a spus expertul să fie anulat. Acest lucru nu mai este posibil și nu mai trebuie permis, pentru că s-ar putea să plătim cu viața. Știința suferă un declin de credibilitate. De fiecare dată știința a spus lucrurilor pe nume. A spus despre schimbările de climă, a spus despre mâncarea nesănătoasă, a spus despre gravitatea pandemiei și cu toate acestea nu întotdeauna a fost crezută. Sau, mă rog, a fost de cele mai multe ori a fost ignorată. Nu se mai poate acest lucru.
Știința trebuie să guverneze, iar statul trebuie să fie condus de specialiști. Trebuie să existe experți în conducerea statului, în conducerea sistemelor sociale, economice și nu politicieni. N-aș zice nu politicieni, a zice ca politicienii să devină experți. Deci, sigur, nu se poate fără politicieni, dar politicienii să devină experți. Pe mine mă îngrijorează ministra învățământului. E domeniul în care pot să vorbesc. Toate soluțiile pe care le-a expus în astea două luni au fost tâmpenii, dar tâmpenii mari. Ultima nebunie, sigur, nu este a ei, a unei parlamentare, educația sexuală. S-a rezolvat problema învățământului românesc, s-a rezolvat problemele majore care ne așteaptă acum și a rămas educația sexuală, să facem discuții în Parlament, discuții pe stradă, anchete și așa mai departe. Educația sexuală în școală s-a făcut, pentru că au existat teme la diferite discipline. Se vede clar că acea parlamentară nu are habar de învățământul holistic. Și atunci, sigur că toate deciziile care se vor lua vor fi pe baze științifice, expertiză istorică, geopolitică, macroeconomică. Deci trebuie să ne întoarcem la diplomație și la cooperare. Mai puțin individualism. Trebuie să, deși am pledat pentru izolare, trebuie să fim conștienți că soarta noastră ne este influențată de soarta altora. Există un citat care spune că bătăile aripilor de fluture dintr-un parc din România poate să creeze un taifun în Pacific. Așa este, pentru că teoria cuantică arată că sistemele, subsistemele sunt legate între ele, sunt strâns între ele legate, deci nu sunt izolate și noi care facem parte din acest sistem cuantic nu putem fi izolați. Fiecare suntem legătură cu alții și care ne influențează soarta. Am zis că va trebui să fie un secol al religiei. Iată că eșecul religiei în trecut a fost măsurat prin suferință și prin crimă. Nu putem uita războaiele, cruciadele care au fost duse și astea care sunt acum în numele islamului. Pandemia a afectat foarte mult sistemul religios. Toate tipurile de religie, musulmană, ortodoxă, pentru că ați văzut în marile sărbători, catolică, în marile sărbători, nu au putut să se întâlnească pentru a se ruga. Ceea ce înseamnă că această modalitate este o modalitate care trebuie îmbunătățită. Nu zic că e învechită, dar trebuie îmbunătățită. Poate că ar trebui să se practice, să se dezvolte practica contemplativă, cea a religiilor orientale. Noi suntem religioși numai în biserică, în fața preotului, sau suntem religioși în credință și acasă și pe stradă și peste tot? Deci trebuie să practicăm o astfel de religie. De asemenea, religiile toate trebuie să se unească într-o singură credință, în Dumnezeu unic.
Și aici vreau să vorbesc despre faptul că religia nu este în contradicție cu știința. Religia se completează cu știința. Deci știința, fizica cuantică, demonstrează că există Dumnezeu, că Spiritul este Dumnezeu, că toată informația universală în care tot ceea ce se întâmplă în univers există holografic și se transmite tot timpul, nimic nu este nou, totul este cunoscut, pune în evidență faptul că Dumnezeu există. Ce rămâne religiilor de făcut? Rămâne ca modul în care ei expun aceste probleme religioase să fie specifice lor, catolicilor, ortodoxilor, fără musulmanilor, fără să intre în niciun fel de contradicție. Este un singur Dumnezeu. Și acum am trăit și trăim în continuare într-o lume a paradoxurilor, care sfidează la fiecare pas rațiunea. Paradoxal, mii de cercetători sunt angajați în cursa pentru viață pentru a găsi soluții medicale în bolile care fac ravagii în lumea modernă. Dar în același timp, cercetătorii cheltuiesc bani pentru moarte, pentru a ucide cât mai mulți oameni sănătoși, pentru a spulbera orașe întregi, pentru a transforma globul într-un burger de foc. E un paradox. De ce trebuie să cheltuiești banii pentru asta? Cum paradox este de ce a trebuit să cheltuiești banii pentru coronavirus. Că nu este o întâmplare, materialele arată că cercetările se fac de câțiva zeci de ani în urmă. De ce trebuia ca să ajungi la această situație? Paradoxal vorbim de poluare pe plan național și internațional. Semnăm tratate și alianții, cheltuim bani mulți pentru depoluare, pentru eliminarea deșeurilor. Dar în același timp se câștigă milioane sfidând mediul și omenirea, chiar dacă subțirea stratului de ozon este vizibilă, chiar dacă schimbarea vremii este de asemenea vizibilă, și chiar dacă tăierea pădurilor fără discernământ este vizibilă. Oare se uită faptul, că am zis, vorbim la început de ambiguitate, se uită faptul că clorofila este singurul reactor nuclear care poate distruge dioxidul de carbon din atmosferă? Deci avem nevoie de cantitate mare de substanță activă, de clorofilă, deci de substanță verde, pentru ca să eliminăm subțierea stratului de ozon. Paradoxal, guvernul și toți politicienii, indiferent de culoare, vin cu programe de guvernare, programe în care promit un nivel de viață mai ridicat, mai bun, locuri de muncă mai bine plătite, sistem educațional modern și eficient, sistem de sănătate, dar în general o societate în slujba omului. Astea sunt programele lor. De cu aceste programe au venit tot timpul. Dar niciodată nu le-au putut duce la capăt. Nu le-au putut realiza ce au făcut. Au cheltuit bugetul în interesele lor, în avantajele lor, în indemnizații și chiar în pensii speciale. Deci preocuparea pentru om a fost numai într-o anumită direcție. Toate aceste paradoxuri pe care le-am amintit mențin această stare de incertitudine, de nesiguranță și sigur evoluția noastră va fi calea colapsului. Este momentul să eliminăm paradoxurile și să alegem calea către salvare. Și acum către sfârșit vreau să vă prezint câteva puncte de vedere a trei specialiști care lucrează la funcționar ONU, care au gândit și atât sistemul de globalizare, dar au analizat, și sunt oameni maturi, oameni la bătrânețe, care au analizat care este situația. Iată, Robert Mueller spune că ar fi bine să fie declanșată o stare de urgență pe pământ.
nu mai e nevoie. S-a declanșat această stare de urgență. Dar această stare de urgență trebuie rezolvată rapid. Această situație în care ne aflăm acum este un război total. Îl putem considera un al treilea război mondial asupra naturii și a elementelor sale. Și acest război trebuie să se oprească cât mai repede. Cere o evaluare urgentă a stării actuale a biosferei la o conferință mondială. Ultima conferință mondială a fost în 1978. Deci iată că au trecut aproape 50 de ani fără ca omenirea să facă o analiză globală a biosferei. Deci este un caz foarte, foarte grav. De asemenea, cere o schimbare radicală a sistemului politic de pe planeta noastră. Deci, atenție, de pe planetă sistemul politic, discutăm de o țară sau alta, în care spune că aceste sisteme care asigura servicii și finanțare nu au fost în stare sau nu au fost pregătite să rezolve aceeași problemă în situații de criză, în situații de urgență. Deci, practic, în programele lor, toate guvernele, toate sistemele politice le-a lipsit acel element al riscului în situații de criză. Și s-a văzut că fiecare a acționat cum s-a priceput. Karan Singh arată că spune că Pământul este o planetă vie dinamică, iar rasa umană este o mare familie. Distrugerea mediului trebuie să înceteze, trebuie să existe un consum echilibrat bazat pe limite ale dezvoltării și nu pe consumind scăpat de sub control. Deci, după cum vedeți, atât primul cât și cel de-al doilea insistă asupra mediului. Marile religii nu trebuie să mai lupte între ele, ele trebuie să coopereze pentru binele omului, iar noua educație holistică trebuie să conștientizeze dimensiunile multiple ale personalității umane, fizice, intelectuale, estetice, emoționale și spirituale, și să urmărească dezvoltarea armonioasă a ființei umane. Edgar Morin. Înlăturarea birocrației din funcționalitatea statelor, regularizarea și încetinirea competițiilor economice internaționale. Trebuie să existe o luptă comună împotriva degradării mediului și împotriva degradării culturale provocate de occidentalizarea exclusivă. Conceperea unor politici de promovare a civilizației pentru a pune capăt proceselor de distrugere și autodistrugere produse de globalizarea societății occidentale. Trebuie să realizeze o reformă a civilizației prin redescoperirea virtuților umaniste, civile, critice și autocritice. Trebuie să apară conceptul de cetățean planetar, membru al asociațiilor umanitare și ecologice, al organizațiilor non-guvernamentale cu preocupări legate de protejarea planetei și a speciei umane. Întărirea conștiinței oamenilor că aparțin Pământului, căminului nostru. Această conștiință a holosului presupune conștientizarea originilor și identităților noastre comune. Către această societate ne îndreptăm dacă vrem să facem saltul către societatea holosului. Și toate acestea pe care le-am prezentat trebuie acționat, făcute cât mai repede. Pentru că istoria nu iartă pe proștii.